Cu siguranță. Oh, deja am început și înregistrarea în mod oficial, da? Suntem deja niște persoane în Zoom. Bună seara, dragii mei, și bine v-am găsit, bine v-am găsit cu toții la o ediție extraordinară, la o ediție mult, mult așteptată. De când am început acest proiect în LifeWay, alături de acești doi lideri excepționali, este prima oară când ne adunăm în formația aceasta și este o ediție pe care tare mult am așteptat-o. Această ediție de Q&A, de întrebări și de răspunsuri. Sigur că noi ne-am mai întâlnit într-un alt proiect, dar nu în formula aceasta, ca și moderator. Este absolut o onoare. Știu că sună așa ca un clișeu de-a dreptul, când noi, cei care suntem aici în fața voastră, și prezentăm astfel de lideri de excepție, sunt așa clișeic, cumva, wow, este o onoare și așa mai departe. Dar pentru că eu îi cunosc pe oamenii ăștia de 3 ani de zile, chiar de 3 ani de zile, Dinu, este luna iunie, deci în iunie, iulie m-am alăturat unui proiect în care marketingul de rețea și-a pus amprenta asupra vieții mele. Atunci am cunoscut pe acești doi lideri excepționali. Mai întâi l-am cunoscut pe Dinu, pentru că am avut un eveniment la Cluj, apoi l-am cunoscut și pe Edi. Și din momentul în care am început școala alături de ei știu despre ce școală vorbesc, da? Și deja nu mai e niciun secret. Cred că pot să spun că voi ați avut acea școală prin care ne-am născut și noi ceilalți, ca și mici așa pui de lideri, ca să spun cumva. A fost o chestiune de impact. Și atunci, pentru că Edi era într-o echipă paralelă și așa mai departe, era omul la care ne uitam așa cu toții, wow, domnul ăsta, odată să lucrăm cu el, oarecum ar fi și așa mai departe. Sigur că este foarte, foarte onorant și este o bucurie ca astă seară să-i avem pe amândoi, facem parte în sfârșit din aceeași echipă fantastică, cum ne place nouă să spunem. Dragii mei, am să încep cu Edi Ardeleanu, provine din Constanța, este o persoană care a deținut niște business-uri, este antreprenor la bază, a cochetat, nu a cochetat, a avut succes în industria imobiliarelor. Eu nu l-am prins atunci când spunea el că avea mașini grozave pe malul mării și așa mai departe, dar cu siguranță că a făcut performanță, este de peste 20 de ani în această industrie. Este o persoană care a călătorit peste mări și țări ca să învețe de la cei mai buni, începând cu Asia și până la Statele Unite. Este clar un om la care noi ne uităm așa cu un mare wow, pentru că nu este simplu să reziști în această industrie, în contextul în care provocările apar mai devreme sau mai târziu. Edi, îți mulțumim pentru că tu ești cumva trunchiul cumva și noi suntem rămurelele. Mulțumesc pentru că te avem în seara asta aici și mulțumim pentru că suntem împreună. Pe cel pe care îl prezint acum, pe Dinu, voi știți deja, cei cu care am lucrat împreună, știți deja că este omul care pur și simplu la un dat mi-a pus pixul în mână în această industrie, pentru că de la el am învățat să fac niște prezentări de excepție, am învățat foarte, foarte multe lucruri și de foarte multe ori sunt persoane, pe mine mă amuză, dar este categoric onorant să-mi spună oamenii, Mara, tu uneori ești așa parcă un Dinu feminin. Pentru că voi știți că eu cochetez și mie îmi place foarte mult partea de business, dragii mei. Sigur, produsul este extraordinar de important și fără produs nu putem să avem o afacere, dar mie îmi place fantastic ca modelul de business și modelul lui în această industrie, pentru care 27 de ani de experiență, este clar că a avut performanțe pe care deja unele le cunosc, despre unele am auzit. Sunt sigură că atunci când a dezvoltat un business în care a avut 35.000 de parteneri în coordonare, nu a fost foarte ușor, asta spune multe. Prin urmare, dragii mei, îmi face o deosebită bucurie să-i prezint pe Edi Ardeleanu și Dinu German, iar în seara asta vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumim celor care deja ați adresat. Avem multe, multe întrebări excepționale și rugămintea noastră și rugămintea mea ar fi
ca pe parcursul acestei sesiuni să adresați întrebări pe chat. Sigur că ne vom încadra într-o oră, din care deja eu am furat 5 minute, prin urmare trebuie să ne încadrăm. Probabil că în seara asta putem să depășim cu 10 minute, dar știm că de la ora 20 deja avem o altă sesiune de business. Prin urmare, dragii noștri, vă rog să salutați oamenii și după aceea ne apucăm de treabă, pentru că avem multe întrebări pentru voi. Întreabă liderul. Avem ce să vă întrebăm. Mulțumesc tare mult, Mara. Vă salut și eu, cum ca de fiecare dată, de aici, de la Mal de Mare Neagră, 33 de grade la Constanța, apa mării destul de bună, deci vă invit la plajă. Eu n-am ajuns, așa sunt constanțenii, îmi place, prefer muntele. Da, asta este. Și când fac plajă, nu fac aici. Probabil și dar, nu știu dacă datorită, dar cred că mai mult din cauza faptului că toată copilăria am fost pe plaja din Constanța. Da, mulțumesc, Mara, pentru introducere. Mi-am permis eu să preiau microfonul. Mai mult așa despre mine, în 1997, am avut primul contact cu industria marketingului în rețea, până prin 2001-2002, după aceea o pauză de vreo 4 ani. Și în 2009 am revenit și de atunci sunt all-in. Deci am revenit, mi-am ars toate corăbile, o nebunie de genul ăsta. Nu vă recomand să faceți așa ceva pentru că este imposibil să rezistați. Adică când ai ce să mănânci și tu ești faliment personal și tu visezi să ajungi diamant, mi se pare dusă la extrem nebunia. Dar oamenii normali sunt afară, nu sunt în zoom-ul ăsta. Îmi place să spun treaba asta pentru că network marketing-ul este cea mai bună industrie dacă îți dai voie să poți înțelege că te duce cu siguranță la next level în ceea ce înseamnă varianta mai bună a ta. Asta este primul și cel mai important și cel mai mare câștig. După aceea vin banii. N-ai banii ca scop. Sunt în ultimii ani buni, nu știu, vreo 6 ani de zile, m-am specializat în strategii de dezvoltare și implementare și în reconstrucție de proiecte de startup în network marketing. La început mi-a plăcut partea de public speaking, mă axasem în zona respectivă, după aceea, clar, că mi-am ales-o. Probabil așa a fost și situația, m-am specializat mult în zona aceasta, dar oricum avem în comunitate niște vorbitori de excepție. Da? Cam atât în linii mari despre mine, las pe Dinu. Da, eu zic că putem să începem seria de întrebări, că l-am văzut Edi, că sunt atâtea de multe întrebări. Chiar mi-a plăcut că liderii au început să adreseze întrebări și întrebări foarte, foarte interesante. Chiar am zis și ziceau și lui Mara și la și lui Edi, a zis, zic, să știi că numai așa am aruncat pur și simplu în ochi să văd că sunt întrebări, în rest n-am vrut să le știu pentru că e mult mai fain când răspunzi așa din instinct, intuitiv, pentru că ești autentic și e clar că tu trăiești întrebarea și răspunsul și e mult mai frumos decât să-ți programezi dinainte răspunsul în tot felul de lucruri. Da, Mara, așa că ai cuvântul să ne adresezi întrebările și să-ți răspundem la ele. Da, întrebările sunt extraordinar de interesante și de pertinente și mi-am permis să le grupez eu pentru că mie îmi place așa cu organizarea ca să vă fac viața mai ușoară. Le-am pus cumva, le-am grupat, da, pentru că unele dintre ele au cumva cam același miez sau cam aceeași esență. Și pentru că suntem parte dintr-o comunitate de excepție, mi-aș permite să încep cu două dintre întrebări care vin exact în zona asta. Ștefan întreabă și apoi voi continua cu întrebarea Izabelei, pentru că ele fac parte din aceeași categorie. Care sunt avantajele apartenenței la o comunitate într-un proiect de network marketing? Și apoi aș continua, pentru că e ca o continuare, cum arată o comunitate unită cu principii și valori și care este metoda prin care să aducem persoanele noi spre această comunitate. Mai multe întrebări aici, nu doar două. Îmi permit eu, Dinu, să... Da, da, te rog. Și după aceea completez tu dacă... Da, te rog, chiar te rog. Pentru că în 1900... Nu, mai exact în 2015, în 2015 aveam 6 ani de când eram all-in în network marketing și făcusem greșelile pe care le
faceți și voi și le fac toți, rețineți că în această industrie nu există greșeli noi, decât oameni noi care fac aceleași greșeli. Deci se schimbă doar personajele. Rețineți asta pentru că e esențial. Și atunci, pentru că experimentasem, aveam câțiva ani de experiență dedicată în industria asta, câțiva ani buni în spate, dar câțiva ani chiar dedicați. Compania cu care eu colaboram a fost vândută. Și oamenii nu erau foarte dezamăgiți. Și atunci am discutat chiar cu cineva din corporate, am și lucrat cu el în proiect anterior, și îi ceream un sfat, o părere. I-am spus, ok, de ce oamenii sunt dezamăgiți în condițiile în care sunt mulți dintre ei care nu și-au pus nici măcar o comandă odată? De ce ei și-au luat o rezervare de cont și acum îmi spun mie, după 2 ani și jumătate, eu care am avut cel mai mare grad de implicare, a spus așa, este greșeală de leadership. Pe bune? Păi, dar de ce? Pentru că oamenii, când au nevoie de apartenență la o comunitate, la un grup, și ei se îndrăgostesc de ceva. Câte mașini spuneai tu că ai colantate în Constanța? Mașini personale, nu erau ale companiei. Și am zis 21 și eram mândru de asta. Cu numele companiei, da. Și unde e compania? Sunt business-uri. Sunt business-uri. Compania s-a vândut. A cumpărat-o altcineva, e pe piață, dar sub alt nume. Și atunci eram eu puțin bulversat. Asta s-a întâmplat în 2014 și la un an de zile, în 2015, am făcut o călătorie în Asia. Tot îi mulțumesc lui Onyx că ea mi-a înlesnit această deplasare, unde am început și o colaborare cu doi triplii diamanți și ei creaseră deja din 2009, în 2009, da? Și asta s-a întâmplat în 2015, o comunitate. Dar ei se raportau, care funcționa ca o agenție de marketing și publicitate. Deci oamenii aia știau deja cu 6 ani înaintea mea riscurile care se pot întâmpla. Și când am venit acolo în 2015, am spus, ok, știu ce am de făcut. Oamenii, vis-a-vis de comunitate, oamenii care vin în industria marketingului de rețea, din societatea asta din care noi trăim și care ne-a creat și am ajuns la un moment dat într-un punct, vin din diferite clase sociale și diferite domenii de activitate cu diferite mindset-uri, adică cu mindset-uri diferite, da? Cu moduri de gândire diferite. Și vin aici pentru produs, speranțe pentru, știu, un bogă, depinde cum îi se prezintă. Poate, nu știu, așteptări prea mari sau așteptări, sau chiar au un plan foarte bun. Dar, în mod special, vin pentru apartenența la grup. De ce? Dacă ne ducem înapoi și n-ar trebui noi românii să uităm lucrurile rele care s-au întâmplat, că au fost de ună zi, în 2020, când ne-a lovit pandemia, cel mai important lucru care au vrut cei care conduc lumea, au fost ca să dezbine oamenii, să-i separe, să nu mai interacționeze cu ei, între ei. Și elementul principal în industria marketingului de rețea este interconectarea umană. Eu am înțeles imediat treaba asta, și am plusat aici, atunci am avut de câștigat, din nu știe foarte bine că împreună am făcut treaba asta. Și așa am avut de câștigat în fața tuturor celorlalți competitori, să spun așa. Uitându-ne în jurul nostru, observăm că în ultimii ani, parcă oamenii sunt mai, o parte, nu toți, o parte dintre oameni se par că sunt răi, sunt individualiști, au invidioși, frustrări foarte multe acumulate. Ideea este că masa aceasta mare de oameni în care noi căutăm, printre care noi căutăm acei parteneri, 80% în piramida conștiinței, se spune 80% în populația României, sunt sub nivel de vibrație 200, adică sunt oameni care consideră că nimeni și nimic nu îi poate salva. Deci 80%. Și noi ne ducem către ei și îi aducem aici. Și vrem să fie peste noapte diamanți. Nu, nu funcționează așa. Ei, dezvoltarea personală este un proces. Dilma o spune foarte bine. Nu înseamnă că faci un curs, două cursuri, 7 cursuri, ți-ai schimbat, nu știu ce, o altă coach, că e plin internet acum de coach, trainer, speaker și așa mai departe, și gata, te-ai dezvoltat personal. Este un proces ca și cu o călătorie în viață, deci durează, e de durată, nu se poate peste noapte, trebuie răbdare. Din nou te rog să completezi, pentru că știu că tu ai niște lucruri foarte bune de completat.
ca Da, să nu mulțumesc mă frumos. plictisesc eu. Acum, Edi a vorbit probabil din cea mai importantă perspectivă. Așa este, eu vreau un pic să vorbesc un pic și din punct de vedere al logicii, avantajului de a aparține unei comunități. Acum, știți că toți suntem, adică semănăm, dar nu suntem la fel, da? Corect? Adică dacă puteți să o spunem așa. Asta înseamnă că fiecare dintre noi vine cu un bagaj, vine cu anumite abilități, vine cu anumite lucruri pe care le poate face mai bine. Mie mi-aduce aminte John Maxwell, o spunea foarte frumos și spunea că dacă mi-aș fi ales oameni ca mine în jurul meu, de mult aș fi dat faliment. Și asta mie mi-a trezit un punct de vedere foarte important, ceea ce înseamnă că comunitatea, deși avem principii, valori similare, deși parte din lucruri sunt comune între noi, totuși suntem diferiți. Și în comunitate găsești oameni care vin să te completeze. Cred că, de fapt, unul dintre cele mai mari avantaje a apartenenței la o comunitate este faptul că poți găsi oameni lângă tine care să vină să completeze acolo unde tu ai de lucrat. Și mai mult, când vezi frumos un ceilalți, vei încerca să fii și tu ca ceilalți. Astfel spus, cred că apartenența la comunitate este un must în ziua de azi și nu este doar așa pur și simplu o idee faină de marketing că, uite, aparțin și eu unui grup. Mulțumesc. Foarte bine, foarte bună completarea din excepțional, pentru că doar ăla este momentul în care acea comunitate, ca și raportându-ne la business, ea începe să funcționeze acele angrenaje, pentru Corect. că nu mă completează pe mine, eu pe Dinu Mara, pe nu știu cine și așa mai departe. Deci ne completăm. Corect. Unde ești bun? Asta spun. Ok, comunitatea noastră vine și îți oferă plus valoare, da? Plusul valoare pe care tu îl oferi comunității, care este? Puneți asta ca scop. Vin și ajut acolo. Uite, îmi vine acum în minte Gabi Achelăriței. Deci a venit Gabi cu dorința asta de a ajuta în organizarea evenimentelor offline, unde este o muncă de Sisyphe. Am făcut vreo 5 ani de zile și nu mai îmi trebuie. Și acolo este bun. Nu pot să mă duc la Gabi și să zic, Gabi, nu vrei să mai fac eu glume cu el să ne mutăm în Dubai? Hai să ne mutăm în Dubai că să ajungem diamanți. Dar el nu vrea treaba asta. Da? Deci trebuie să vezi unde este omul bun și acolo îl folosești. Pentru că altfel riști să-l bagi în frustrare, riști să-l îndepărtezi de tine și riști să-l pierzi. Gabi, nu știu dacă Corect. ești pe Zoom, te-am luat ca exemplu, că, na, știi că te apreciez. Că ești apropiat de Ești el. apropiat de noi și da. Da, Mara, mulțumim. Următoarea Dar nu întrebare. știu cât am răspuns, Mulțumim pentru. cât am reușit să răspundem din multitudinea aia de întrebări, alea de întrebări care erau cumva comasate Da, într-una. v-am spus da, pentru că sunt întrebări. Oricum, esența era despre comunitate și mi-ați răspuns în mod categoric. Pentru că atunci când aparții unei comunități, este foarte clar că lucrurile, practic, asta era cumva esența. Fără Și comunitate n-ai pentru. nicio șansă. Deci fără comunitate e foarte greu, e imposibil. Deci au mai testat-o unii și n-au înțeles că ei, dacă erau cineva, să zicem între ghilimele, erau pentru că comunitatea i-a promovat. În momentul în care tu te rupi de comunitate, tu nu mai existi. Că nu ești un Onyx Call. Da? Bun. Ok, mergem mai departe și vom rămâne oarecum în zona comunității, dar și a leadership-ului, pentru că nu putem fără asta. Știm că liderii sunt exemple, în general, pentru comunitate și că ei ne ghidează. De cele mai multe ori este atât de important. Care credeți că sunt abilitățile și, evident, toate, efectiv, aturile pe care un lider trebuie să le aibă și cu care să vină în fața comunității, astfel încât să inspire. Da, dacă îmi permiteți, de aici eu am un răspuns foarte simplu și foarte scurt, pentru că nu vreau să dezvolt. E foarte greu să vorbești despre leadership în sensul să spui în două cuvinte ce înseamnă un lider. De-aia eu spun că liderii vor fi pur și simplu un exemplu. Și cred că este suficient, pentru că în jurul exemplelor se vor construi comunități, așa dacă putem spune în ghilimele de rigoare, după chipul și asemănarea lor, în sensul că cu siguranță anumite valori și principii le vor împărtăși și chiar și abilități ale lor. De asta spun că liderii trebuie să fie un exemplu, indiferent cum sunt ei, cu siguranță sunt oameni care îi vor urma și oameni care nu îi vor urma și vor urma alți lideri, la fel, alți lideri, cum am spus corect, adică și ceilalți sunt considerați lideri, da? Pentru că lider nu înseamnă ceva plus sau minus, e pur și simplu o șiruire de lucruri, dar liderul este influență, dacă putem să spunem altfel. Mulțumesc! Edi? E suficient, e mult de discutat pe tema asta. Cred că probabil am discutat un curs întreg. Dar din nou a punctat foarte bine. Eu cred că e suficient.
Dar să rețină, cine a întrebat? Ce nu, cine a întrebat? Cine a adresat Această întrebarea? întrebare, dragii mei, este o combinație, tocmai vreau să vă spun, e o combinație a Izabelei și a Alexandrei. Cumva le-am comasat, pentru că unele întrebări sunt cumva așa, doi plus Asemănătoare. unu. Ne facem timp într-o zi și avem vreo 2 ore de discuții pe tema asta, pentru că e destul de mult de vorbit. Apoi, pentru că le-am grupat tot în zona de lider, Gabriela întreabă dacă ar fi să folosiți un singur cuvânt care să vă definească pe voi, ca lideri, care ar fi acel cuvânt? Pe fiecare dintre voi. Ce tare asta! Da, pot să mă gândesc așa, faptul că eu am un optimist debordant, mi se spunea tot timpul că sunt un optimist cum zic, într-o extremă, da? Adică eu în orice, nu pot zic cuvântul, văd ceva bun. Cred că până la urmă aș alege exemplu, puterea exemplului. Ok, mulțumesc. Edi? Să spui doar un singur cuvânt pe care să-l aleg. Poate moralitate. Foarte, foarte, foarte frumoase întrebări și mă bucur că se răspunsuri. Foarte frumoase întrebări, dar foarte faine răspunsuri și ne bucurăm pentru că e înregistrată în seara asta sesiunea, pentru că despre probabil că undeva de Crăciun vom face așa un Remember the Time. Și mergem mai departe, pentru că timpul nu este neapărat mereu de partea noastră, sau nu la cât de multe întrebări avem în seara aceasta. Care sunt, pentru că, bineînțeles, trebuie să venim și acasă, trebuie să venim în industria marketingului de rețea și ați venit cu o întrebare pe care o adresează Oana, care sunt cele mai frecvente greșeli în network marketing? Și ce putem să facem pentru a fi evitate? E, asta e un seminar întreg. Edi. Îl aveam pe cursul pe EBA, aveam chiar era tema mea asta și era o sesiune, deci cred că o țineam 3 sesiuni la rând, câte 2 ore și ceva. Greșeli fundamentale în industria marketingului de rețea. Cele mai mari, dar oricum cele mai mari greși, cea mai mare greșeală pe care o fac majoritatea oamenilor din industria marketingului de rețea, nu are importanță că s-au apucat acum sau că au 10 ani sau 20 sau 30 de ani de network marketing, este că își pun așteptări foarte mari. Cred. Bine, sunt multe, dar își pun așteptări foarte mari. Depinde ce vrei, că în momentul în care tu îl iei ca un business, trebuie să devii un om de business. Dacă vrei să obții ceva mare, trebuie să gândești mare, trebuie să ai atitudine de om de business, trebuie să te schimbi tu, în primul rând. Să schimbi tot stilul, să schimbi relațiile, să schimbi, să fii all-in aici, să fii focus aici. Nu mai merge cu tiktokăreală, cu burică, cu dansat pe manele, s-a terminat. Adică schimbi viața. Pentru că trebuie să devii alt om ca să ajungi la succes. Dacă vrei să faci, nu știu, apartenență la comunitate, să ai un venit suplimentar, atunci poți să fuți și din burică, nu deranjează pe nimeni, nu te bagă nimeni în seamă și câștigi, nu știu, 1.000-2.000 de lei pe lună în plus acolo, n-are nicio treabă. Dacă să ajungi top și să fii influent și să ai rezultate, un exemplu pentru ceilalți, pentru că doar așa crești. Liderul nu te pune cineva lider, nu vine Edi sau Dinu sau și gata, tu ești lider. Te validează comunitatea, te validează oamenii. Pentru că s-a mai întâmplat Corect. lucruri de genul ăsta. Noi urmărim niște oameni, gradul lor de implicare, felul în care gândesc, dacă sunt în filozofia noastră și începem să-i promovăm. Suntem Dumnezeu acum, avem experiență la oameni, dar știți, nu știu, o parte dintre. Fiecare dintre noi avem experiență de viață. Și este o vorbă românească. Stai lângă un om o viață întreagă și nu reușești să-l cunoști. Așa că și în situațiile astea am avut surprize. Dar asta nu înseamnă că ne pierdem speranța. Adică vom Da, face nu la ne fel și în pierdem speranța. continuare, pentru că, până la urmă, urmei, cei ce sunt corecți vor fi alături de noi și în continuare. Da. Aș mai veni să-l completez pe Ed, din sensul că una dintre cele mai mari greșeli, care mie mi se pare și mă amuză de multe ori, este faptul când oamenii vin într-o industrie, mai ales vin la început, vin și te urmăresc. Adică tu le arăți că ești o persoană de succes, teoretic te iau ca și mentor și fac cum vor ei.
Deci cred că asta mi se pare una dintre cele mai mari greșeli pe care mai și, cum zic, ei chiar vor să creeze ceva wow. Adică trebuie un pic să te întrebi dacă tot vin într-o industrie în care altul 20 de ani s-a chinuit și a dat vorba aia cu capul de pereți atâtea ori, ce sens are să fac cum vreau eu? S-ar putea să am succes. Atenție, nu spun că nu. Paul Martinelli m-a învățat treaba asta, că e clar că nu doar drumul meu este spre succes. Și drumul altuia poate să fie la fel de succes. Dar ideea este că dacă tot am ales un drum și știu că e un drum corect și bătătorit, de ce aș vrea să schimb lucrurile astea? De ce aș vrea să completez eu lucrurile? Hai prima dată să devin și după aia să dau. Că nu pot să dau din ceea ce nu sunt. Și iar eu prima dată când vin într-o industrie asta nu sunt. Asta este adevărul. Abia încerc, abia încep un proces. Și atunci este nonsens. Da, chiar mă amuz de treaba asta și știu o grămadă de oameni, inclusiv care lucrează cu mine, care fac cum vor ei, dar îi las în pace pentru că e experiența lor și este despre ei, nu despre mine. Da, foarte, Mulțumesc! foarte bună completarea. Mulțumim. Da, pentru că Mulțumim exact tare, ce tare. spuneam, este vorba de acel proces. Se strimă un proces, în primul rând, să înțelegi unde ești, să înțelegi cum funcționează, să încerci să repari ceea ce ai făcut inițial greșit de când ai intrat în industria asta, după ce ai înțeles și făcând, după aceea poți să împărtășești și cu ceilalți. Dar durează. 2 ani de zile nu ne gândim decât la muncă și atât, la nimic altceva. Muncă și întrebări. Nu știu, e un mentor Exact. și ăla e Dumnezeu pentru tine. Adică, indiferent ce spune, că îți place, nu-ți place, cum făceam eu cu Onyx. Nu înțelegeam ce îmi spunea aia, făceam. Și pentru că schimbi cumva acțiunile la recomandarea mentorului, normal că se schimbă structura ta umană, se schimbă într-o situație similară, ulterioară, tu vei lua altfel deciziile. Și asta e Corect. next level-ul de care vorbeam. Dar e un proces. Nu se poate în o lună, două, șapte, nouă. Da, de aceea și sunt foarte puțini care au succes, pentru că nu toți sunt dispuși, nu rezistă și nu toți sunt dispuși să plătească prețul, pe care vine cu Corect. multe provocări. Corect. Depinde ce obiective ai, depinde ce scopul ți-ai pus. Așa, domnule, știi, mă uit în structură și parcă nu e așa ce-mi trebuie. Păi, nu te-am văzut la ultimul weekend seminar. E greu cu Edi. Eu știu că e greu cu Edi, că ți le servește. Adică nu mi-arunca minge la fileu, că am de suficient de multă experiență încât să îți dau peste nas. Adică trebuie să-ți asumi că nu e viața mea, e viața ta. Eu mi-am asumat pentru mine, eu știu unde merg, știu ce am făcut, să văd rezultatele în spatele meu, știu unde merg mai departe. Vezi ce decizie e în dreptul tău și a familiei tale. E vorba de alegeri. E Corect. vorba de alegeri și noi suntem liberi să alegem, dar nu suntem scutiți, evident, de consecințele alegerilor noastre. Nu sunt. Dacă ați avea anii de început în această industrie, dar cu mintea de acum, cu toată experiența și expertiza voastră, ați mai alege această industrie? O întrebare pe care o adresează Gabriela. Din nou? Industria este foarte. E greu pentru că nu e ok să spun din ce punct de vedere. N-am cum să fiu la început cu gândirea de acum, pentru că gândirea de acum eu o am datorită industriei marketingului în rețea. Datorită provocărilor pe care le-am întâlnit, ceea ce mi s-a întâmplat pe parcursul acestei călătorii, mulțumesc Dumnezeu că mi-a oferit șansa asta să călătoresc. Eu mă bucur de tot ce mi-a oferit. Până în momentul ăsta în care stăm de vorbă, această industrie, pentru că datorită acestor lucruri, acestei industrie și acestor lucruri care mi s-au întâmplat, eu sunt ceea ce sunt acum. Deci să fiu la început cu gândirea de acum nu se poate. Dar dacă ai Dar fi, Edi, dacă aș fi ai normal alege că același drum. Ai aș alege alege același același drum. lucru normal, pentru Corect. că am văzut transformarea. Am văzut, eu pe mine am văzut transformarea. Dar mai e o diferență, Edi, că dacă am fi cu mintea de acum am fi milionari. A, bineînțeles că nu mi-ar mai trebui, uite, sunt atâția ani, nu știu câți ani sunt de atunci, N-am 27, mai tot face așa, mă rog, greșelile 12, de... 13. Da, am făcut foarte multe greșeli, ani de zile, nu. Păi eu în momentul în care am început să lucrez all-in, să fiu all-in implicat în network marketing, 7 ani și jumătate aproape, eu am făcut una dintre cele mai mari greșeli în industria asta, să lucrez cu oameni nepotriviți.
7 ani jumate și auzeam, ai grijă că dacă pe un om nu-l pui pe sistem în 3 luni, nu este omul cheie. Ce înseamnă omul cheie? Adică nu poți să te duci să intri într-un curs, să auzi lucrurile astea, ține-te pe urechi, să-ți iasă pe alta, mai dai și banii degeaba dacă e contra cost. Știi? Adică tu trebuie să le reții și să le aplici, pentru că industria marketingului în rețea îți oferă șansa să aplici toate lucrurile astea. Nu așa mă duc și dau un like pe Facebook, mi-a plăcut un citat, dar l-am uitat. Ok, hai să iau esența, să văd ce stă în spatele acelui mesaj. Ce pot să înțeleg eu? Nu-mi convine. Normal, dacă nu-mi convine, înseamnă că mă scoate din confort. Și eu, dacă vreau să ajung la next level, trebuie să-mi ies din confort. E foarte interesant. Da, mă rog. Deci e evident că Da. da, normal că doar că Dar cred n-aș că mai fi. eu deja am și răspunse din discuția cu Da, tine. deci. Da, cu siguranță știi ce să fac și aș alege industria marketingului de rețea fără nicio urmă de îndoială. De ce? Pentru că eu vă pot spune sincer, eu trăiesc din această industrie în ultimii ani, doar din această industrie. Adică pentru mine lucrurile sunt foarte clare, potențialul este enorm. De multe ori ți ciudă, știți cum ți ciudă pe ce n-ai făcut, nu pe ce ai făcut. Adică ți ciudă că n-ai făcut mai mult când puteai să faci. Dar asta este marele avantaj, că voi aveți oameni, și nu vorbesc aici doar de mine și de Edi, că mai sunt oameni de calitate și lideri lângă noi, aveți marele avantaj să aveți oameni care au deja expertiză deja în domeniu. Și asta este un lucru fantastic. Și ar trebui să țineți cont de treaba asta, pentru că oamenii au făcut greșeli pe care pe tine, teoretic, viața te scutește dacă ești inteligent. Dar, na, depinde de tine. Să nu vă supărați acum că am zis-o așa. Deci, e clar că vom trece și vom face greșeli, dar știi cum e? Una e să faci greșeală și să înțelegi procesul, să-ți dai seama că e un proces și să știi că, bă, ok, să știi să-ți faci o analiză corectă, că de multe ori oamenii nu știu ceea ce nu știu. Și atunci greșeala lor nici măcar nu este o greșeală, în sensul că ei vor rămâne în același film. Și aici este, da, divagăm deja, trecem în alte subiecte și am putea discuta o grămadă. Da, Mara, deci cred că am răspuns foarte clar și eu și Edith. Cred că Întreabă ați cineva fost aici pe foarte chat. clar și cred că am ridicat mingea la fileu pentru că trebuie să vă întreb ce ați face diferit. Totuși, am înțeles că ați alege aceeași industrie și, sinceră să fiu, eu mă bazam pe răspunsul acesta și noi toți. Pentru că este clar că de asta suntem împreună în acest proiect, ce ați face Eu știu diferit și foarte de clar ce? ce aș face diferit. Eu, deși am avut intenția, îmi permiteți să răspund primul, Te rog, te rog. deși am avut intuiția tot timpul bună să mă uit după oameni de valoare, în momentul ăsta, pe mine, la un seminar în care bine, era o persoană de mare valoare din Rusia, e adevărat, un multimiliardar, dar m-a învățat un lucru și mi-a spus că dacă vreau să fiu cel mai bun, mă uit la cel mai bun și fac de 10 ori mai mult decât el. Asta aș face eu dacă aș lua-o de la început. M-aș uita la cel mai bun, dar la cel mai bun, și aș face de 10 ori mai mult decât el. Și cu siguranță ajunge acolo unde mi-aș dori. Edi. În 2012, după ce am organizat primul eveniment foarte mare, din momentul în care am luat eu decizia să construiesc rețele, deci după vreo 3 ani de zile am luat decizia asta, am trecut de la vânzarea de produse la construcția de rețele de consum. La sfârșitul evenimentului, este și pe YouTube, a venit, mă rog, o reporteriță și m-a luat un interviu și mi-a adresat aceeași întrebare. Și atunci îi spuneam, mi-aș cumpăra o dubă nouă. Pentru că eu 2 ani de zile, asta mă chinuisem să duc produsele în România cu o dubă veche de 14 ani în momentul respectiv. Ce aș face? Nu. Aș fi mai atent la oameni. Am greșit foarte mult, dar nu poți asta. Nu, asta e o chestiune care nu, nu, nu. Bine, ok, te naști cu ea, poate, cu abilitatea asta, sau o înveți, dar trebuie să o exersezi. Pentru că dacă vrei să ai cu adevărat succes în network marketing, trebuie să te pricepi la două lucruri, la strategie și la oameni. Ori te poți păcăli, pentru că e un proces de înțelegere, de învățare, ca să reușești să ajungi în momentul în care stai de vorbă 20 de minute cu cineva și îți dai seama despre el. Deci aș fi mai atent cu mintea, dar cu experiența acum, mai atent la oameni. Pentru că acolo se greșește mult. Aici adresează cineva o întrebare: ce înseamnă oameni nepotriviți? Oamenii care te păcălesc. Oamenii care ți spun că vor maxim din business-ul ăsta, dar
au o atitudine ca și cum tu ca upline sau ca sponsor ai fi angajatul lui, adică să muncești tu pentru el. Corect, Și asta nu e bravo. duplicabil. În primul rând, nu e duplicabil. Și eu am făcut asta mulți ani de zile și nu am crescut. Și mă întrebam de ce nu cresc. Pentru că mulți oameni sunt. Bine, acum proiectul nostru este ușor diferit, ne ajută produsul foarte mult, parteneriatul nostru este ușor diferit, ne ajută produsul foarte mult, dar marea masă a oamenilor care vin în industria marketingului de rețea sunt axați pe produs, pe consum. E un lucru foarte bun pentru că avem nevoie de starea asta de bine, să călătorim frumos prin viață, dar uită, da, folosesc produsul, dar vor să facă și bani. Pe ca să faci bani, trebuie să faci altceva. Nu doar să folosești produsul și să, nu știu, pui o postare pe Facebook, iei de pe Google un X39 și îl pui pe pagina ta. Nu așa funcționează. În primul rând, eu văd foarte multe greșeli de imagine în social media a oamenilor din comunitate. Și aici este un curs întreg la greșeli fundamentale. Deci, ce înseamnă cu oameni nepotriviți? Că mă duc aici la partea asta. Deci, oamenii care te păcălesc. Acolo este riscul. Deci trebuie să cunoști foarte bine, să descoperi nevoia, scopul real al omului tău, nu cel pe care ți-l spune. Scopul real. Îmi place ce ai spus de aici și aș vrea să vin să mai spun eu Te rog. două cuvinte în plus. Pentru că e un subiect foarte important și să țineți minte lucrurile astea. Eu am avut o revelație la Zagreb anul ăsta, la Marca Seta, momentul în care el a spus că atunci când îți dorești să clădești ceva pozitiv în viața ta, să spunem că vrei să schimbi, nu știu, o companie, vrei să mergi într-o altă companie, vrei să începi o nouă comunitate, este mult, mult mai important să scapi de merele stricate, da, în ghilimele de rigoare, din viața ta, decât să aduci mere curate în viața ta. Deci, atenție, poți să-ți aduci oameni de valoare în viața ta, dar este mult mai important, prima dată, să dai la o parte oamenii care te țin înapoi și abia după aia să aduci oameni de valoare, pentru că altfel vei rămâne în aceeași etapă a vieții tale, chiar dacă crezi că vor veni oameni de valoare care îți vor schimba perspectiva. Deci procesul nu funcționează în a aduce oameni de calitate, ci procesul funcționează prima dată în a-ți elibera viața de oamenii nepotriviți, cum zice Eddie, da? Și a construi după aia cu oameni de calitate. Perfect, perfect. Dinu, sunt de acord cu tine, pentru că unul dintre motivele pentru care eu am făcut mișcarea asta cu nou proiect, în dreptul meu, am spus că aveam nevoie de un alt mediu de creștere și un alt motiv, că au fost mai multe, este cel pe care l-am menționat Dinu. Nu aveam cum. Tu n-ai cum să scoți. Nu poți să. Oamenii nu sunt. Gândiți-vă la un coș cu mere stricate și ai 3-4 bune. Eu n-am văzut că alea bune să le scoată afară pe alea stricate. Nu. Și alea stricatele vor strica și pe cele bune. Și Corect. atunci, industria asta fiind oameni, tu n-ai cum să iei ca pe popice să-i dai afară. Și asta a fost soluția pe care am găsit-o și a fost una excepțională, că uite-ne în ce formulă suntem. Dar, destul de provocator, că un proiect nou, e la început, orice început. Orice început în viața fiecăruia dintre noi, pe diferite domenii, nu a fost ușor. Cu toate că stăm cel mai Corect. bine pe proiect, în multilevel marketing pe România, suntem cei mai ok. Da, noi vrem mai mult. Paul întreabă pe chat, pentru că m-aș bucura să iau și de pe chat niște întrebări. Întreabă ce înseamnă că am lucrat cu Am oameni. răspuns, am răspuns. Am Da? răspuns, am răspuns, am răspuns. Pentru că oamenii nu cred că au Am răspuns. Cei care te da? păcălesc. Cei care te păcălesc. Da, și cei care te trag înapoi și de care tu Trag ești înapoi. conștient, Edi, indiferent cum o dai, adică, ok, nu poți să spui că te pot păcăli la nesfârșit pentru că tu îți dai seama de viața în care ești. Adică mediul tău te-a Dai adus seama. unde ești acum. E clar că dacă vrei să faci o schimbare, va trebui să schimbi mediul. E mult mai important mediul decât mindset-ul tău în sensul ăsta, pentru că acum completăm, să Îți zic așa, influențează întrebarea mindset-ul, lui. mediul îți influențează mindset-ul. Bineînțeles. Da, Da, clar. deci eu tot timpul am spus, oricât de bun aș fi, nu pot niciodată să schimb un om. Asta este clar dacă el nu vrea să schimbe, dar oricât de bun aș fi, eu voi fi exact victima mediului care eu îl aleg. Așa că alege inteligent mediul. Notați-vă treaba asta. Dinu, dar Mulțumim, Mara. am exemple, lângă mine au fost zeci de exemple de oameni apropiați, sau poate în decursul anilor chiar sute, care la un moment dat, a venit un moment în viața lui care a crezut că el este stăpân de sine. Păi nu poți să te compari cu mine, n-ai cum să te compari cu mine, că am o viață în network marketing în spate și de provocări.
E atât de mult de vorbit că nu mi-ar ajunge zile în șir să povestesc tot. Și eu te pot ghida, adică îți pot face recomandări. În momentul în care oamenii ăștia au crezut că ei sunt stăpâni pe sine și au luat decizia să, mă scuzați, să-și preia ei, să preia ei friele sub o formă sau alta, absolut toți au dispărut. Dar asta nu e greșit, corect? Adică oamenii trebuie să-și ia la un Nu e moment dat să-și greșit. asume drumul. Nu-i Numai și-l greșit. asumă. Dacă e felul Am lor, și-l spus, asumă în felul lor. mai devreme, știi, vis-a-vis de alegeri. Dar nu sunt scutiți de consecințe. Corect. Trebuie să le iei. Dar uite, uitați-vă la mine, luați-mă ca exemplu în perspectiva asta. Eu și acum, când sunt anumite, bine, nu în momentul ăsta, dar în urmă câteva luni de zile, când am avut situații în care nu eram foarte sigur cum să, ce să decid, eu m-am dus și m-am consultat cu Onyx. Am zis, lasă, domnule, că eu iau decizie, pentru că tu, în momentul în care iei decizie, tu iei decizie pentru oameni, nu iei decizie doar pentru tine. Da? Și nu poți să stai undeva unde știi sigur că oamenii nu mai au nicio șansă. Nu poți să te folosești de ei. Adică nu pot eu, dacă vorbim de moralitate. Eu nu pot. Nu pot să stau acolo doar ca să, nu intru în exemple, da? Că pot să vă dau exemple până mâine. Da. Și deci, care este mesajul vis-a-vis de ce a spus Dinu? Ești liber să iei decizii, din când în când du-te și mai consultă-te cu cine te consultai Alegeți înainte mentorii, alegeți de alegeți mentorii. mentorii când îți funcționa. Pentru că e clar că ceva nu mai funcționează. Ori deciziile pe care le iei tu nu sunt cele mai bune, ori acțiunile pe care le faci tu nu sunt ușor de copiat, de duplicat. Da, foarte. Ce ai Bă, gen? scuze, Mara, că nu vreau să te las după următoarea întrebare, că văd pe Ștefan care insistă cu o întrebare acolo și chiar vreau să-i dau un răspuns foarte scurt și foarte clar. Dar care este cea mai importantă prioritate pentru comunitatea noastră în acest moment? Îți spun din perspectiva mea și vreau și Edi să spună dacă are de completat. Pentru mine răspunsul e foarte clar. Prima dată să demonstrăm că suntem comunitate. Adică cea mai importantă prioritate pentru noi este să demonstrăm că suntem comunitate. Suntem prea la început, suntem prea cruzi ca să pot. Eu am văzut o grămadă de oameni care au venit să mă pupe și au fost oamenii care m-au înjunghiat pe la spate în al doilea și nu vorbesc cu cuvinte mari, mi s-a întâmplat chiar în fostul parteneriat. Așa că pentru mine lucrurile astea sunt foarte clare. Deci noi suntem în momentul ăsta pur și simplu ca prioritate să arătăm că suntem parte dintr-o comunitate. Da, foarte, foarte, foarte bine, foarte bine spus, Dinu. Da, este un proces, fiind un proiect nou, sunt mulți oameni noi, oameni care n-au mai experimentat așa ceva și spuneam că vin din societate, unde societatea nu te-a învățat, nu știu cum să te dezvolți la modul ăsta. Și atunci, Dinu a spus-o foarte bine, important este să venim și să aducem acel plus valoare, să livrăm necondiționat, să mă simt parte din comunitate, că fac ceva pentru comunitate și dacă fiecare face ceva în dreptul lui, atunci suntem cu adevărat o comunitate. Acum suntem o comunitate, dar în procesul de formare. Dacă este un proiect la început, dar haideți să Corect. fim și avem câte 3, 4, 5 luni de zile, da? Nici nu Așa e. ne-am Mulțumim gândit. oricum. Dragilor, mai am multe, multe întrebări să vă adresez. Nu contează, rămân și pentru data viitoare, Mara. Zi Cu siguranță următoarea. rămân și pentru data viitoare, dar eu totuși mă grăbesc să mai adresez cât de multe putem, pentru că e important. Bineînțeles că există multe, multe și despre viitor. Hai să răspundem repede. Alexandra întreabă, cum menținem echipa motivată și care ar fi cele mai eficiente metode? Sunt foarte multe metode de a ține echipa motivată. Știi cum? Întreb în momentul ăsta. Aici e foarte, foarte mult de discutat, pentru că în momentul în care întrebi, este exact ca și cum zici, băi, voi rămâne fără benzină, trebuie să mă opresc să mă alimentez. Deci tu trebuie să alimentezi mereu. Aici trebuie să vină cineva să te motiveze. Dragilor, vă spun un singur lucru. Până nu-ți găsești motivația din spatele DC-ului și aștepți ca de fiecare dată să vină cineva, un lider, un mentor, să te motiveze, vă spun că este doar o chestiune de timp până vei renunța. Pentru că nimeni în lumea asta nu va sta la infinit după tine, da? Că ne ducem înapoi în ce am spus.
dacă ajunge la concluzia că lucrează cu omul nepotrivit, nu mai stă după tine. Și atunci cine îți mai alimentează benzina de care tu simți că ai nevoie? Ok, te duci către lider și dai cu hate, probabil, că ăla nu se implică, că ăla... E normal că ca lider îți asumi treaba asta. Deci, trebuie să... Metodele sunt foarte multe. Las pe dinul să vă spun, pot să vă spun și eu, dar discutăm mult pe treaba de metode. Recomandarea mea este să încercați să vă găsiți motivația din interior. Din punctul meu de vedere, ca să vă răspund, pentru că eu cred aici că voi sunteți oameni care vă doriți să fiți lideri în afacerea noastră. Din punctul meu de vedere, atunci când, nu știu, o echipă nu funcționează așa cum trebuie sau poate așteptările tale sunt altele și ei nu reprezintă așteptările tale, singurul lucru pe care tu poți să-l faci și l-am spus la ultimele două companii din care am plecat, nu încerca să denigrezi pe alții, să te scoți pe tine în evidență sau alte lucruri, ci fii un exemplu pentru ei. Cu alte cuvinte, muncește cel mai mult din echipa ta. În momentul ăla, oamenii te vor vedea, iar cei ce trebuie să vadă vor vedea ce trebuie să vadă și te vor urma. Deci, cea mai bună cale de a motiva echipa este să te vadă pe tine că tu ești cel care ești în frunte și că tu poți să fii inspirație pentru ei. Asta înseamnă să faci invitații în continuare, să lucrezi ca în prima zi, să nu te crezi prea repede cu insigna pe piept că vai, ești mare, nu știu ce, nu contează ce nivel ești, ci pur și simplu să muncești zilnic ca în prima zi. Din punctul meu de vedere, asta este cea mai bună cale de a-ți motiva echipa. Există și alte lucruri, categoric, se pot face tot felul de incentive-uri sau alte lucruri, dar cea mai bună cale este să te vadă pe tine omul pe care ei l-au urmat. Mulțumesc, dragii. Mulțumesc și aș merge acum, a fost întrebarea Alexandrei din UK, acum mă duc în Irlanda, întrebarea Adinei, pentru cât timp, pentru că da, sunt întrebări care vin din echipe, pentru cât timp trebuie aici, sinceră să fiu, aș răspunde eu, Adina, dar nu-i sesiunea mea, pentru cât timp trebuie investit în business, astfel încât el să fie autosustenabil, ca să mă exprim așa, da? Mulțumesc! Din nu răspunde. Păi, ce pot să zic aici? Investește atâta timp cât vezi, adică important este când vezi că cel puțin 4-5 oameni te-au depășit pe tine, atunci poți să spui că business-ul tău este sustenabil. Deci, din Mulțumesc. punctul meu de vedere, cel mai important lucru este să crești oameni și să-i ajuți cu adevărat să crească ei. Și dacă reușești să crești oameni, pentru că ați văzut, nu toți putem să creștem oameni, atenție, și asta nu înseamnă că suntem buni sau răi, ci pur și simplu face parte dintr-un proces prin care și ceilalți trebuie să-și dorească. Dar dacă tu găsești oameni care să-i crești și ei vor crește mai mult, mai bun ca tine sau cel puțin la nivelul tău, business-ul tău devine sustenabil. Cu cât ai mai multe persoane de genul ăsta, șansele sunt tot mai mici ca acest business să-ți mai pice. Nu putem Mulțumesc. spune că o lună, un an, doi, trei. Nu, Bine a nu, spus nu, nu foarte bine. există. În momentul în care ai câștigi foarte bine din matching bonus, Exact, adică gata, bravo. ai Ca pensionat, să mergem la specificitatea noastră. la specificitate, da. Adică în momentul în care câștigi foarte bine din matching bonus, atunci tot funcționează. Mulțumesc, asta e perfect pentru că mă legați de următoarea întrebare. Nici n-am știut și acum mi-a picat pisa în timp ce Edi răspundea. Prin urmare, că ați vorbit despre matching bonus, care este acel moment în business în care ne putem sau vă puteți permite, deși veți lua o vacanță, să știți că pasivul vostru va merge înainte? 2 ani de zile când te apuci și când iei startul unui nou proiect, 2 ani de zile nu te duci în vacanță. Corect. Doi ani nu te duci în vacanță, 2 ani ești focus pe proiect. Nu ai Acum timp. jumate e de zic, ouleu, ce m-am băgat? Dacă m-am întrebat. Vedeți? Eu am vrut să întreb la începutul sesiunii. Doamne, vreți să vă spun realitatea sau ce vreți voi să auziți? Vreți să creșteți sau să fiți folosiți? Nu merge aici, în comunitatea noastră, nu o să vă folosească nimeni. O să vă spun realitatea, pentru că trebuie să învățați. Și atunci când învățați și luați decizia, sunt decizii corecte și construim o fundație bună, solidă, pe care putem construi zgrienori în timp. Dar fundația la care noi lucrăm acum și suntem la subsolul nu știu, etajul 7, poate nu se vede, voi nu vedeți. Dar în momentul în care fundația va fi suficient de consolidată și ajunge la punctul zero, de la punctul zero până la vârful zgârie-norului, o să ziceți, mamă, ce-i cu asta? Aia e creșterea exponențială, dar până acolo trebuie să construim fundația. Trebuie să găsim oamenii potriviți, trebuie să găsim oameni care intră din să alătură în comunitate, care intră în filozofia noastră, care sunt dedicați, care vin și ajută
vin și ajută cu ceva, da? Vin și nu așteaptă de la cine, pentru că sunt momente în care unii lideri locali obosesc. E normal, mi s-a întâmplat de N ori în network marketing. Obosești. Și atunci ce vii? Îl bați? Îi dai palme? Vii și îl suplinești, vii și îl înțelegi, vii și preiei tu frâiele, vii și faci tu întâlnirile, vii și mobilizezi tu grupele. Nu, asta ajuți. Păi tu ce faci? Îl vezi pe la că e jumătate mor și îl împingi. În ceea ce spui sau ce acțiune pe care faci. Înțelegi ce vreau să zic. Cred Corect. că mai sunt o întrebare pe chat acolo. Mulțumesc, mulțumesc, dragii. Și mergem mai departe cu o întrebare tot din partea Alexandrei. Ce obiceiuri și rutine personale au contribuit cel mai mult la succesul vostru și implicit și al nostru? Ce putem să copiem de la voi? Obiceiuri și rutine personale care au contribuit la succesul vostru de-a lungul timpului. Păi, consecvența, în primul rând. Asta vreau să spun și eu. E cea mai Nu. importantă. Da, bineînțeles. Consecvența, Disciplina și consecvența sunt cele mai importante. principiile, bravo, uite, mi-ai luat, și aveam un lapsus, principiile. Păi când ai principiu, păi l-ai tu, nu l-ai după cum bate vântul, după cum te influențează vecinul, vecina, instalatorul, poștărița, mama, tata, soția, soțul. Mai vine unul și dă cu părerea, vreun prospect care nu are nicio treabă, nicio gară cu industria asta, sau vreunul care n-a avut succes în network marketing și învață pe alții că e prin internet, învață pe alții cum să câștige, cum să aibă succes în network marketing, vine și spune și tu te schimbi. Păi nu, dacă ăsta este, ai principiile tale și sunt împământenite, tu mergi înainte, tu nu te abați după cum bate vântul. Ai că poate mă dau mai bine cu ăla sau cu ăla, nu există. Ești drept. Da. Deci consecvența și principiile. Da, și ca să eviți burnout-ul, că am văzut acolo scris, adică epuizarea, dacă e să vorbim pe limbajul Burnout. tuturor, ca să eviți epuizarea, eu tot timpul am spus că prefer o să lucrez cu oamenii care își propun pe 6 luni de zile să facă un anumit tip de acțiuni decât aia care mă aduc 40 de oameni în prima săptămână. Nu despre asta este vorba. Nu mă încântă heirupismele, eu așa le zic, mă încântă mai mult consecvența pe termen lung, adică vă propun să aveți 2 întâlniri săptămânale, dar să știi că 6 luni ești... cum să spun, ești responsabil de aceste acțiuni decât să faci 10 întâlniri în prima săptămână și 3 săptămâni mai avut de tine că tu ești gata, ești praf și nu mai știi cum să te culești de jos. Deci atenție la acest aspect foarte important. Dar aceste lucruri trebuie stabilite, atenție, pentru că dacă nu le stabilim conform unui plan, adică ele trebuie să fie corecte. Corecte înseamnă că s-au stabilit de la început. Tu ai stabilit un plan clar. Poți să-mi permit 2 prezentări pe săptămână? Da, atunci nu mă dezic de la ele timp de 6 luni de zile. Și după aia facem evaluări. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că Moment, mi-ai da, răspuns și foarte la bun. Da. următoarea. Vis-a-vis de burnout, asta se întâmplă, mi s-a întâmplat și mie de multe ori. Ce vă recomand eu în momentul în care sunteți în burnout, adică clacați în cauza muncii sau dedicării foarte mari? Poate ați lucrat cu oamenii potriviți, poate prea mult, poate prea mult pentru ei, poate nu v-a duplicat, sunt multe elemente. Ce m-a ajutat pe mine să depășesc momentul ăsta a fost să mă conectez sau cu lucrurile pe care le înțelesesem sau oameni care înțelesem de cursul sau până în punctul respectiv că îmi dau energie. Deci, de fapt, burnout-ul nu mai e energie. Nu știu, să mă duc la un weekend seminar, să mă duc la un... încercați să mergeți și în vacanță sau vă luați un weekend, nu știu, vă luați un weekend de liniște. Doar că recomandarea mea este în weekend doar luați pe cineva din comunitate cu voi. Că dacă vă duceți în weekend, nu știu, cu iubita, cu soția, cu soțul, cu cineva, nu ieșiți din burnout. Pentru că voi aveți nevoie de... burnout-ul, până la urmă, este un moment în care, în industria marketingului, este un moment în care tu nu mai ai energie. Tu ai nevoie pe cineva foarte puternic cu un nivel vibrațional foarte sus să te ridice de acolo. Și trebuie să te conectezi cu persoana respectivă. Pentru că cheia, și din nou știe foarte bine, cheia, esența în network marketing pentru succes măreț, este să înțelegeți că e multă psihologie în toată povestea asta. În toată Mulțumesc. afacerea asta. Dar nu Mulțumesc. sunteți singuri. Hai că Zi, Mara.
Sper să mai obțin cel puțin de la două, trei întrebări răspunsuri. O întrebare foarte importantă, fără de care nu vrem să plecăm, este de ce abilități și ce contează foarte mult, de ce abilități avem nevoie și de ce calități avem nevoie noi, ca să fim în primul rând de succes și apoi să fim și duplicabili, pentru că este foarte important să fim duplicabili pentru echipele noastre. Foarte bună întrebarea asta. Pentru că de foarte multe ori noi ne alegem, îmi permite să încep cu răspunsul, de foarte multe ori noi ne alegem, adică noi credem că toată lumea este pentru noi, dar de fapt nu este așa. Adică noi ne alegem cu cine mergem la drum, nu dăm șansa tuturor, dar nu toți vor lucra cu noi. Aici vorbesc de calitățile oamenilor, dar într-adevăr, toți care sunteți în această industrie, noi suntem 42 de persoane în momentul ăsta, vreau să știți că trebuie să aveți cel puțin 5 abilități esențiale pentru a vă dezvolta business-ul. Vreau să vi le și notați dacă aveți cu ceva să vă notați, că sunt fără de astea, nu aveți cum să aveți succes în business. Vă spun foarte clar. Sunt mai multe, dar astea 5 sunt aur curat și trebuie să le știți. 1. Prima abilitate pe care tu trebuie să o ai, fără de care nu poți să faci afacerea, este invitația. Deci tu dacă nu știi să faci invitația, nu vei avea succes în business. Pentru că tu, rolul tău la început nu este decât altul, nu este niciun alt rol decât să aduci oameni la prezentare. 2. Trebuie să înveți să faci prezentarea. Este a doua abilitate pe care tu trebuie să o ai obligatoriu, fără de care tu nu poți să faci business-ul. Pentru că dacă tu nu vei începe să știi să-ți ții prezentările singur, e adevărat că la început le ține altcineva pentru tine, dar dacă tu nu vei ajunge să-ți ții prezentările singur, nu vei avea succes pentru că vei depinde tot timpul de timpul altora care alții lucrează și cu alte persoane, ceea ce înseamnă că te vei limita automat. 3. Va trebui să înveți să faci închiderea. Adică cum se face o închidere corectă, pentru că am văzut foarte mulți oameni care prezintă bine, fac o invitație corectă și nu știu să închidă un business, da? Nu sunt atenți la nevoile reale a celuilalt. Și aici trebuie să învățăm lucrurile astea. 4. Va trebui să înveți să promovezi, să știi să vorbești, să dai valoare comunității în care trăiești, comunității produsului, companiei, mentorilor tăi. Da, deci va trebui să știi să faci lucrul ăsta. Asta este a patra abilitate esențială și a cincea abilitate esențială este va trebui să-ți asumi rolul de instructor, de a trăinui oameni, de a le preda primii pași. Nu înseamnă că trebuie să fii nu știu ce lider, nu înseamnă că lucrurile astea, cum zic, trebuie să fie lucruri procedurale, simple, dar pe care dacă nu le știi, nu vei putea să mergi mai departe, pentru că doar așa vei putea crește. Nu devenind angajat în afacerea ta de network marketing, cum îi place lui Alexei să zică, ci devenind un lider în afacerea ta de network marketing. Despre asta am vrut să vă vorbesc. Mulțumesc frumos. Edi, dacă vrei să completezi ceva. Da, ce să mai completez? Ai spus tot. Cred Exact. că mi-ați răspuns, îți mulțumesc, Dinu, pentru că ai fost super tehnic, Mulțumesc și așa eu. cum nouă ne place de fiecare dată să Eu vă sunt mai auzim. tehnic câteodată. Mai ne place cu tehnicul pentru că scurt și cuprinzător și cred că ați răspuns deja, oricum și Edi a răspuns adineori, care este rolul unei strategii în dezvoltarea aplicată în echipă și care sunt avantajele acesteia pe termen mediu și lung. Este o întrebare pe care a adresat-o Ștefan, dar care este repetată de mai multe persoane, am primit-o și eu din echipă. Și dacă nu mi spuneai că este de Ștefan, aș fi știut după întrebare că Ștefan e cu întrebările de genul ăsta, de tip mentoring, așa. Păi fără... Da? Dacă tu nu creionezi drumul, tu nu știi unde te duci. Ieși afară, vreau să ajung la Timișoara, la Dinu, să mă duc să mă văd cu Dinu, dar nu pun GPS-ul. Și mă trezesc, în loc să ies pe autostradă spre Agigeu, mă trezesc la Ovidiu, în partea cealaltă. Nu poți să călătorești în viață orb. Strategia, practic, înseamnă că tu ți-ai creionat și știi fiecare mișcare pe care urmează să o faci. Dacă te întreb unde așezi, conform strategiei tale de dezvoltare, care vine din obiectivele tale pe care le ai și ți le-ai propus, tu îți faci strategia, că strategia nu e aceeași pentru toată lumea. În funcție de scopuri, cu obiective, cu grad de implicare, financiar, timp, și așa mai departe. Nu poți să ajungi diamant și tu ți-ai luat un pachet de bronz. Și n-ai venit la niciun weekend seminar. Uită de treaba asta. Fiecare pas pe care îl faci necorespunzător, ți se îndepărtează obiectivele. Nu că nu ajungi, doar că mă aștepți mai mult. E, și atunci tu ai o strategie a ta.
Și fiecare mișcare pe care o faci, tu știi deja unde o așezi. Știi deja unde o așezi. Deci este vitală. Și aici creează momentum, se creează momentumul, tu te sacrifici. Pentru că de la tine în jos este business-ul tău. Cineva trebuie să sacrifice. Și tu ești liderul echipei tale de la tine în jos. Pentru că tu vezi, ai viziunea de ansamblu, știi unde va ajunge business-ul ăsta, îl vezi cât de mare va fi. Vezi ramificația cât va fi sub tine, pentru că ai viziunea asta. Și atunci se crea una strategie. Deci e vital, fără strategie și cum? Pui așa, unde-ți vin? Nu funcționează așa. În network marketing nu funcționează așa. Poate în unii level, poate în unii level sau în vânzări directe. Ai vândut, nu știu, că e aspirator, aparat de purificare a apei, nu știu, orice altceva, cratițe, oale, ai vândut-o, ți-ai luat comision, nu știu, uite ce mulțumit sunt, hai să căutăm alt client. Și cât faci asta? Deci asta în network marketing și nu mă duc în distribuție. Păi, în momentul în care eu gândesc network marketingul, eu îl gândesc ca să mă pensionez după câțiva ani de muncă dedicată. După câțiva ani. Da? Nu știu, 4-5 ani de muncă. Și atunci eu trebuie să am deja strategia creată. Eu știu că acolo voi ajunge și știu în cât timp și ce trebuie să fac în perioada asta. În general e puțin haos aici, că oamenii nu-și creionează această strategie. Și chiar dacă le, nu știu, fac recomandări, o țin, nu știu, o săptămână, două și pe urmă ți ies din... Da. Deci e vitală strategia. N-am de completat nimic peste Edi. Da. Mai era ceva, Marea, și să nu uit. Era cineva acolo, am tras cu ochii așa pe un chat, care, și pe chatul la întrebări la manageri, care spunea dacă funcționează sistemele de funneluri ca afacerea Exact. noastră să fie mai... Exact, era următoarea întrebare. Sistem de automatizat. Da, adică, stăm așa. Ce părere aveți despre sistemele automatizate, da? Adică stăm așa. Știți cu Alexandru? Ce părere aveți despre sistemele automatizate ca să ne poată ajuta? Astfel încât munca să fie mult mai ușoară și da. să O fie știți și pe aia, duplicabil. o știți pe aia ce face Alexandru? Căutați-o pe YouTube. Ce face Alexandru? Uite, stăm așa. Cine crede că în industria asta, indiferent că este multilevel marketing, industria, nu, că este industria marketingului rețea, cu tot ce înseamnă, unilevel, binare, matrice, matrice închise, matrice deschise, 3x3 și așa mai departe, da? Și nu v-am, sau scheme Ponzi, afacerea la limita legii. Și ele știți voi, nu vi le mai dau eu. Și nu muncește așteptând ca un sistem automatizat să-i facă treaba, nu era locul potrivit. Și dacă eu aveam dubii, am întrebat-o în vara anului trecut pe Onyx. Și a zis, asta funcționează doar în vânzări. În network marketing nu funcționează în duplicare. Deci uită. Corect. Și nu cel mai bun funcționează. exemplu, Eddie, nu vreau să dau nume, dar puteți căuta pe marketing. Acum vreo 7 ani, umbla, 5-6 ani, umbla un fenomen ninja, nu știu cum îi spunea, da, la cei tipi respectivi care spunea că nu trebuie să faci absolut nimic, ci totul este doar de online și care la ora actuală sunt interziși în toate țările. Dar mii de, nu vreau să zic cum, oameni le-au plătit bani și au aruncat Mulți. milioane în buzunarele lor pentru că au crezut într-un vis, pentru că e foarte ușor să ți se vândă o idee în care tu nu faci nimic și câștigi bani. Trebuie să ne întrebăm un pic realistic despre treaba asta, nu vă spărați. În toate lucrurile astea, prima dată este despre a da și după aia despre a primi. Așa funcționează viața și n-ai cum să schimbi lucrurile astea și să mă iertați că nu sunt printre ăia unul la un miliard care poate a trăit altfel. Eu sunt ăia... da, aia la alt procent. Și cred că și voi sunteți la fel. Și atunci este clar că noi trebuie să dăm. Nu ai cum să creezi un sistem care nu creează nicio conexiune, nicio relație. Când, gândiți-vă numai un pic, mai mult, ok, acel fenomen a dispărut și este clar, oamenii aia, dacă n-ați avut o dovadă mai mare, aia este cea mai mare dovadă pe care vă pot da. Dar dacă stați să vă gândiți, știți că cea mai mare preocupare în momentul ăsta este relația pentru oameni? Păi gândiți-vă că dacă asta este esența, citiți studii pe internet, dacă asta este esența, cum poți să crezi că un funnel și inteligența artificială? Sunt foarte dezamăgit de ceea ce îmi face inteligența artificială în ultima vreme, când am testat-o așa pe niște chestii. N-are nicio valoare. Este zero, este o metodă de calcul a unor lucruri deja făcute de ceilalți, n-are nicio treabă cu nimic altceva.
E doar o analiză. E bună pentru analiză. Să-ți fac o chestie. Dacă e să numeri 1000 de gărunțe, pune inteligența artificială ca să ți le numere mai repede. Dar rest, nu, despre ce vorbim. Valoarea Păi, noastră umană este mult mai personalitatea. bună. Nu mai e personalitate, nu mai schimbi Și mai e valoarea. ceva, Edi. Știi partea asta, că trebuie să o spunem. Știți partea când vine omul și spune, mamă, ce lider urmez? Și când stă de vorbă cu el, zice, bă, dar ăsta nu e omul ăla care posta. Da, Bă, da, nu e da, omul da, ăla da. care vorbea, adică, bă, parcă m-am întâlnit cu alt om. Bă, asta veți trăi. Da, Dacă da, veți da. face, încât veți beneficia de aceste tipsuri care, ok, sunt pentru un anumit fel, te ajută într-un anumit moment, vrei să crești vânzările, sunt necesare. O anumite tool-uri sunt necesare pentru internet, dar nu vă Corect. bazați pe ele când vorbim de construcție de leadership. Mulțumesc. Corect. Chiar mai Deci, construcție de adăuga, relații. mulțumesc tare Deci, mult. Networking, construcție asta de. înseamnă să ne conectăm unii cu alții, de Da, fapt, de de construcție de relații. relații. Ăsta e Corect. motivul pentru care, în momentul în care Onyx, nu știu, a revenit în industria marketingului de rețea după 6-7 ani, a creat într-un timp foarte scurt un imperiu. De ce? Pentru că în toată etapa, ca să nu mă raportez la mine, vă dau un exemplu la, da? În toată etapa când ea a construit relații, a construit echipe, a construit relații. Și în momentul în care a revenit, oamenii urmează liderii de nivelul ei, de nivelul meu, de nivelul Dino, de nivelul fiecare dintre voi. Da? Și cei care contează, care rezonează cu voi. Ce spunea Dino mai devreme? Restul, care nu sunt în filozofie, care poate sunt mai restricate, nu vor fi aici. Nu avem nevoie de ei, pentru că vor veni alții. Da? Deci, am mai auzit povești că fură oameni, dar oamenii nu sunt proprietatea nimănui. Oamenii aleg. Oamenii aleg. Așa că nu poți să furi, că nu ești proprietate. Cum îmi furi? Corect. Ce să-i promiți? Că nu ai ce să... Astea sunt povești. Baliverne de... sau frustrările unora. Da? Dragii mei, pentru că ne apropiem cu pași rapizi de ora 20, în care avem o altă sesiune alături de unul dintre voi și, bineînțeles, că fiecare, poate că mai trebuie să trimită un link, o invitație și așa mai departe, să știți că mi-au mai rămas niște întrebări și vă spun din casă, nu trebuie să-mi răspundeți la ele. Dar vreau să știe cei care vor veni la următoarea sesiune că veți răspunde la cel puțin două dintre întrebări. Ce mari provocări sau cu ce mari provocări v-ați confruntat în această industrie de-a lungul timpului și cum ați făcut să le depășiți? Și apoi rămân notate la mine și apoi ce sfaturi ați da cuiva care dorește să vină alături de noi în industria aceasta a marketingului de rețea. Dar, pentru că timpul ne presează, este și 39 de minute, mai avem practic 20 de minute până la ora 8. Dinu, cred că sunteți Edi, suntem confortabili să le lăsăm pe data viitoare? Da, le lăsăm Dacă și nu putem. foarte bune întrebările. Din nu cred că ești din Da, da, da. asentimentul meu, unul dintre cele mai bune întrebări pe care Mult întâmplător. eu cu Dinu am mai făcut sesiuni de genul ăsta înainte, în vechea colaborare, în vechi parteneriat. De departe, asta mi se pare cea mai matură. Da, Da, din da, da. punct de vedere al Mult întâmplător întrebărilor. le-am lăsat la final, Alexandra le-a Nu, adresat dar mă și refer pe ceva din total. Deci echipa toate mea. întrebările din Toate, sesiunea asta au pe fost total. excepționale. Adică nu Toate foarte am avut bune. întrebări. Se vede că cine a întrebat, adică chiar oamenilor le pasă de Da, răspunsurile. da, da, da. Mai țineți minte pe curs, Dinu, aveam la final întrebare pentru lider. Și era unele întrebări, ele, da, asta, care le povestea și râsul. Știi, zic, bă, termin cursul, cât ținea, 2 luni de zile, și uite ce întrebări avem. Uite aici ce nivel. Vezi? Foarte, foarte, Bun. vă felicitări pentru întrebările astea. Felicitări tuturor, da. Da, înainte să o las pe Mara și să îmi opresc camera și microfonul și nerăbdător ca să ascult de fiecare dată cu aceeași plăcere pe Dinu prezentarea lui, unde sunt ochi și urechi, vreau să vă spun că intenționez în următoarea perioadă, nu vă dau acum, o să anunț public, să am o sesiune de 2 ore în care o să vă vorbesc de greșeli fundamentale în industria marketingului de rețea. Și pentru manager și mai sus, o să am o sesiune în care o să vă vorbesc de piramida conștiinței transpusă în industria de network marketing. Super. Aia este esențială pentru a înțelege unde sunteți și ce ar trebui să faceți ca să ajungeți la next level. Și în altă ordine de idei, eu vorbesc în dreptul meu, las pe Dinu să spună în dreptul lui. Intenționez tot așa în următoarea perioadă, probabil în vreo 2 săptămâni, oricum o să anunț, să încep să fac un tur
Încep cu Moldova, să-i văd pe colegi, că vorbim de Roman, că vorbim de Iași, că vorbim de acolo unde este nevoie și după aceea mă duc în partea de vest. Deci oricum o să ne vedem și live. Super, Așteptăm mulțumesc. cu Eu nu mai mare, am. mare drag. Dinu, Nu mai am pune-ne altceva încă de două adăugat, cuvinte este în clar. închidere. Două cuvinte, dacă e să vă spun, este credeți în voi și faceți ceea ce trebuie pentru visul vostru, pentru că merită. Mulțumim, dragii noștri, pentru că ați fost alături de noi și ne-ați încântat așa cum o faceți de fiecare dată. Noi știam că așa va fi și nu vreau să închid sesiunea asta fără să ne dăm o reacție de grup, dar un foarte mare rând de inimioare, că după aia le dăm și aplauze, da? Celor doi lideri, pentru că ei sunt cei care ne ghidează, sunt mentorii noștri, sunt modelele noastre. Vă mulțumesc din suflet că am avut ocazia ca în seara asta să vă prezint chiar eu, pentru că de 3 ani, repet, cumva ne-am cunoscut și ne-am văzut și ne-am tot învârtit așa. Conjunctura astăzi a făcut să ne vedem și sunt tare, tare bucuroasă că am prezentat Mulțumim frumos. oamenii pe care eu îi prețuiesc atât de mult și îi stimez. Mersi. Respect și vă mulțumesc pentru. Mersi. Mersi, Mara. Vă salutăm pe toți. Aveți încredere în voi pentru că noi știm ce avem de făcut, știm unde mergem, avem strategia creionată, suntem bine, noi vrem mai mult, evident că vrem mai mult de la noi, pentru că vrem să fim cei mai buni și când suntem cei mai buni, vrem să fim și cei mai buni. Da? Aveți încredere în voi și oricum vă garantez că sunteți acolo unde trebuie. Vă salut și vă mulțumesc pentru prezență. Mersi. Mulțumim, dragilor! Seară frumoasă și ne vedem la ora 8 alături de nimeni.